Sâmbătă 31 august 2019 mă aflu în orașul Băicoi din județul Prahova, la sediul Columbodromului Internațional Orizont, unde am participat la etapa derby semifinală de la Cehul Silvaniei. Acum am deosebită plăcere să stau de vorbă cu unul dintre veteranii columbofili ai județului Prahova, da? Domnul Stan Aurel din Vâlcănești, da? Dacă nu greșesc. Din Boldescăieni? Ia spuneți-mi. Am născut în Vâlcănești. Am înțeles. Lumea vă recunoaște pe aici și ca fiind unul dintre oamenii care a avut primele columbodrome din România, da? La Seciu, da? Deci al treilea columbodrom. Dacă nu greșesc. Ia ziceți, primul a fost al cui? Al Neanicu, nu? Bizdrigheanu. Da. Al doilea a fost al domnului Ștefănescu, la Parc Zoo, acolo. Da. Și al treilea al nostru, că eram în Vila. Eram asociat. Și am început să achiziționăm pui. Se strițese vreo 60. La Columbodrom, nu? Da. Au venit băieții de la Tumbovița, împreună cu Mihai Răbunescu, domnul Ștefănescu, frații Georgescu, Sinel Ungureanu, cu pui. Și zic, domnule, mulțumim, dar ne gândim să abandonăm. Ei ce au zis? Nu abandonați. Nu abandonați, că și noi am început greu. Așa e început. Și vă sfătuim să-l contactați pe domnul Cărmăzan. Că am înțeles că vrea să ducă. Domnul Cărmăzan avea crescătoria la Urziceni. Știu, acolo în curte. L-am sunat când mi-a dat numele de telefon. Domnul Cărmăzan, vă invităm la columbodromul de la Vandescu. Și am o propunere. Să-i dăm denumirea columbodromului numele dumneavoastră. Dacă sunteți de acord. Da. Am dus, am luat pui. De la domnul Bizdrigheanu am luat 5. De la domnul Cărmăzan 6. Pe 20, rețineți, pe 27 iulie. Așa târziu? Așa târziu. Aveau condițiile atât. Mici, îmi dau seama, da. Zic, sunt prea mici, nu contează. Nu știu, ne-am adus, ca să nu mă și... aveam derbiul la... că nu era semifinală, derbiul la Timișoara. Oho, distanță mare între Boldești și Timișoara. Și la ce dată i-a zburat? Vă dați seama dacă era... Sfârșitul iulie. Derbiul la sfârșitul septembrie. Îi duceam noi la antrenament până la... Cam 3 luni aveau pui. Născuți în slasuri, în iunie, iulie, august, septembrie. Aia, aia. Era mai... Și... Domnul Cărmăzan l-a invitat pe Robert Bănescu și a venit și cu soția. Și a venit la noastră? Da. Așa. Și în ziua de luni, m-a întrebat cineva, zice, cam când crezi că o să sosească? Zic, domnule, între 1 și 1 jumătate. Am zis și eu o oră așa, până aveam. Când le dăduseați drumul la ce oră? Dimineața, nu? Dimineața la 7. La 13 și 12 minute au apărut 12 puncte. Nu aveam ceasuri de acasă. Erau cu clemă, nu? Ceasuri mecanice, nu? Și le-a pus în căciulă. A, dacă au venit toți odată și să tragă învingătorul, nu? Și, vă dați seama, eu am luat locul 7, dar putea să fie locul 12 sau... Cum s-a trebuit? Sau 1, da. Salut! Cel mai norocos a ieșit primul din căciulă. 95, până în 96, același derby la Timișoara. Câți ani a funcționat Columbodrom? 3 ani, nu? 3 ani și vă spun cum s-a trebuit. În 95... Am avut pui din Germania, și din Germania, și din Belgia.
Din Belgia am avut de la Matthijs de Smet și Robert Bosch. Din Germania nu mai de ce nu mai. Oricum, au venit tot așa, un scol de vreo 16. Niciun străin. A doua zi din dimineață, singurul porumbel din cei străini, a venit al lui Robert, la lui Matthijs de Smet. Ne-am cazat, dacă știți, zona sus la Cramă. L-a plăcut. O zonă mirifică. Și m-am dus să-i spun. Dacă vreți să-l vedeți, vă invităm jos la Columbodrom. L-am pus într-un saplas, puiul și... L-am luat în mână. Spuneți-mi ce fac cu el. Îl ofer Columbodromului. Dar era pedigriul la domnul Cărmăzar. Ia cam părut rău. Nu aveam nicio vină. Cu greu am obținut pedigriul. Așa. A urmat și 94 și 95 licitații. Licitatorul era Mihai Rădulescu. Și acolo se licitau. Erau expuși și acolo în niște zaplasuri și se licitau în funcție de loc pe care l-au ocupat. A doua zi care veneau, nu mai intrau în concurs. Dar eu aveam obligația să anunț crescători. Da. Și să vină să știe. Stai, mă, ce faci, mă, din ochi așa? Mi-am amintesc că un cuia lui domnul Ștefănescu, Dumnezeu să-l ierte, tot a doua zi a venit și ia la telefon. Domnul Ștefănescu, aveți un cuia. De ce vin să-l leau? Și a venit după vreo 3 ani. M-a deranjat totuși. Așa. În 96 am dus și eu la Columbodrom, la Matăzor. În fiecare an am dus. Dar n-am avut o impresie bună de față de îngrijirea cu el. Aveau vărsat, aveau și pe ochi și pe picioare și și ne arăta. Dar e valabil pariul? Vine anul 96. În 96 l-a rugat pe domnul Cărmăzar să-mi facă și mie rost de niște medicamente mai performante de afară. Contra cost. Da. A venit la derby și, repet, au venit 5 puli, dintre care unul a intrat. S-a speriat, a trebuit să luăm acolo un bec. Era acolo un tipul de mine. Ce-ți băi acolo, Madinau? Îți dau patru. Acolo da. Da. Aveam posibilitate să construiesc mai. Și premiul întâi era televizor color, premiul 2, tot ceva... Electrocasnic? Da, și premiul 3, în funcție de loc, prețurile mai mici, dar tot electrocasnic. Iau locul întâi, revin la... Da. Locul întâi la Dumnezeu. Zburau spre litoral. A venit cuiul la 10 și ceva. Al doilea loc, Traian Popescu. La 13 și ceva. Deci după 3 ore. Da. Am întâlnit cu el. Creșeala mea, domnul... De când a sosit al meu și a venit al meu asta, a făcut un somn mare. Domnule, nici în ziua de astăzi nu mai mă greșesc. Mă, am greșit. Ați greșit? Da. Și seara, la licitație, domnul Cărmăzan zice, vă mulțumim și să ne întâlnim la anul. Și eu zic, la anul și la mulți ani, domnul Cărmăzan. Păi de ce, domnule? Aici era așa, era
Matiu Zizmet, Robert Venus și Andrei Lăsa. Trei titani, da. Da. Că am învățat o lecție de la Andrei Lătare, întrebat fiind, câți pui scoate pare? Și a zis că în jur de 120. Îl ia la mână, înainte de a începe antrenamentele, și rămân în jur de 60. Jumătate, nu? E eliminare fizic. Și zboară și din ăștia care rămân, că se pierd și la zbor, oprește femeile la matcă, dar de la jumatea clasamentului în jos. Și ceilalți zboară. Asta nu recenzi. Era o regulă, da. Și am dat pe o masă la mine. A spus, domnule, chiar domnul acolo, m-a rugat și ceva. Ia stai un pic, câte vedeți de ea. Stai să-l căutăm asta, acum să ne-i și plec. Păi spui, eu nu sunt omul care să cicălesc cu tine. Dar tu m-a rugat și a spus, contra, post, nu ce vreau. Nu s-a înțeles cu el. Și atunci am încheiat. Ați decis să încheiați cu Columbodrom. Dar a fost o experiență de viață frumoasă și interesantă, nu? Îmi plac oamenii de public. N-a fost o experiență interesantă din punct de vedere columbofil? Adică să iei acasă în curte pe... Mi-amintesc că eu am primit și la... Una care are cumea. Și am așa acolo, de punct de vedere, niște băieți foarte. Da, Columbodromul nu mai există în prezent. Nu, unde am primit și eu 95. A, era înainte atunci, da. 95 am primit. Și noi aici am dat locul, am plătit locul întâi cu 50 de lei. Că dați seama... și mi-au trimis 45 de lei locul. Mă rog, am mai dus în 2000 la ăsta care nu mai există. Ăsta și am luat... A avut o etapă la Brăila și a luat locul întâi acolo, era premiu, deci era o etapă cum avem și noi de-astea până în semifinală și până. Și 100 de euro. Și m-a sunat băiatul, zice, ce fac, pentru mii bani? Nu. Avea, cum să vă spun, la intrare în dreapta, o clădire, nu? O casă, unde erau numai corumbei. În partea asta, așa, erau corumbei lui, am asistat și la un confuz de fond, atunci, și așa, era Columbodrom. Îmi trimiteți doi pui albi. Lăsați-mi de cum și mi-a trimis primul. De unde ați avut porumbei în viața noastră? De unde v-ați procurat în decursul anilor? Bilan, mă. Da? Mă amintesc că dacă știți făcuri lui. Da, am auzit de ea, da. Mi-am oferit 1000 și după maxim 20 de ani am găsit. Dar puiul ăla pe care am luat locul întâi la Columbodrom, la Zâmbovița, era nepot, mie, și nu m-am dus să-l recuperez acasă la domnul Ștefănescu. Deci l-a adus viu. Zic, vă rog frumos, mi-l dat dacă nu s-a vândut. Ce nu s-a vândut? L-a adus să-l uitați acolo și nu mai e. Păi, ce scrie în regulament? Nici porumbelul, nici bani, nici nimic. În prezent nu mai dețineți porumbei, am înțeles. Nu mă mai vedeți. Nu mai dețineți porumbei în prezent? Ați lichidat crescătoria? Ce-o mai aveți? Nu, mai am trei cupuri jumate, să zic, am o femeie. Eu am cumpărat cu fond și marat. Am un porumbel și de la De la Berlin, nu? Și acum am mâncat cu viteză și de lucru. Și am trei cupuri jumate. Și a scos ceva din ei anul ăsta? Am 16 cupuri. A, înseamnă că ați început să-i zburați deja, nu? Nu zbor. Nu-i zburați sau, da? Nu, nu zbor. Am dat ceasă când am lichidat. Și
din ăștia, în funcție de cum zic cei de aici, că din ăștia trei am un pui frate cu, adică din Corumbei lui Constantin George, care a luat locul 2, și puiul ăsta care l-a la AS, care a luat locul 2, așa, și ceilalți doi din ei sunt din Corumbei de la Deagă. Mi-a dat doi pui anul trecut și eu nu vreau să îl împărățesc, dar el, zice, aveam un mascul de la el, Iansen și Emil Denis. Și zice, lasă că faci femela din pui, cu mascul. Da. Și îți dau eu o femelă pentru masculul din deci astea două cucuri de la Mihai, din care eu am avut patru în care doi sunt aici. Deci ați venit și ați adus porumbei aici. Da. Deci ați tremurat astăzi pentru ei, nu? Nu tremur, că sunt tăbăcit, dar aș fi avut. De la ce vârstă creșteți porumbei, domnul Aurel? Era în clasa 5. Și moșteniți pasiunea de la o persoană din familie? De la un văr, nu? Da, mi-a dat un porumbel cu penele, deci era un roșu cu penele albe. Și vopsise și penele. Eu, novice fiind, am început porumbelul să ne pârlească. Și din roșu s-a transformat. Era alb. Băi, Gigi, ce facem? Mi l-ai dat cu pene roșii și a început să ne părea. Lasă-mă că așa le-a avut, dar am zis eu să fie la aceeași culoare. Țineam un podul casii și i-am dat de roșii. Băi, pana, n-are loc cum să-i faci la marca, i-ar mai băga. Acoperiș și imediat a venit. Dar exact cum că se-i stine. După o lună de zile, unul ne-a Andrei Croitor, era Croitor. Măi, puștă, i-a zis, tu ai pierdut ceva? Da, eu pierduiesc. În fiecare dimineață mă uitam pe acasă la vecinul. Păi poate bilete, îl prinde altul și se ducea acasă după aia cu numărul tău. Și-l prinsese dânsul? I-a spart geamul. Deci când l-a alergat unul, i-a intrat în geamul. La o distanță de vreo 500 de metri. Băi, eu nu ți-l dau dacă nu plătești geamul. Și a trebuit să-i înlocui geamul, nu? Păi el îl înlocuise, nu stătea cu geamul iarna la balcon. Ce vârstă aveți, domnul Aurela? Am avut 70. Mulți înainte. De la 70, de 71 de ani creșteți porumbei, dacă de la 5 ani... Nu. Clasa 5, scuzați-mă. Deci aveați cât? 11 ani. 65 de ani, o viață, nu? Da. E o pasiune frumoasă? Frumoasă, însă eu nu i-am zburat, porumbei până în 90. În 90. Ăsta, moldoveanul Vasile. Hai, domnule, avem porumbei. Stăteam la seșul și avem peste 100 de porumbei. Și zic că... Băi, Vasile, nu i-am urmărit porumbei și m-am dus și eu cu vreo... Nu mă numesc, 10 porumbei. Era centrul la Licone. Și... Bineînțeles că rezultatele n-au venit. M-am prietenit cu Vilar. Și mi-a dat niște pui, și am început cu pui. Familia v-a susținut în viața dumneavoastră cu porumbei? A fost alături de dumneavoastră, v-a înțeles? N-a avut motiv că atunci când ne-am cunoscut eu aveam porumbei. Deci deja vă cunoștea microbul, nu? Mă, trebuia să-mi spui de atunci. Da, frumos. Și încet, încet am început și eu să selectez, să
Am început rezultatele și bine, dar nu imediat. Cu vorunul, imediat, gata. Depinde de posibilități. Dacă ai posibilitatea să achiziționezi porumbei de la crescători și aia să fie serioși, să dea da. Pasări bune. Mulți zice, de nebis, da, zice, îi dau pasări bune să mă bată cu mine. E chestia de un simț și chiar firma ta. De ce să scotezi firma? De ce? După ce am avut o tentativă de a mă lăsa și îmi pare rău de masculul ăla care vine de la Berlin, l-am dat pe 200 de lei. Și am văzut să-l reiau, că a venit, nu știu dacă ați auzit de unul Bucurica de mine. Da, îl cunosc. Ce-și nu văd la asta? Nu, nu știu, e tot ca de crescătorie așa, că am 5 compartimente. Zice, aduc eu masca aici și Borâncă zice, eu nu pot să țin pui toți, că mi prind aia pe lângă mine. Zice, îl sun pe Gabi Grecia. Da, ajut. Gabi, da. Niște porumbei, aici a greșit el. Îmi dea niște porumbei buni, dar în vârstă. Bineînțeles că le-a dat în vârstă. Unul la o săptămână a murit, unul de vampir. Și... după 2 ani, la parte. Mă duceam și în Londra la Bucov, eu zic că am ajuns să rog. Eu și tu. El după ce s-a aliat cu mine și-a vândut mașină. Ia spuneți-mi, dacă v-ați mai apucat, dacă v-ați mai naște încă o dată, v-ați mai apucat de porumbei? Da. Nu, nu? Nu, eu de vreo 4 ani te-o spun. Îți atenți că atmosfera nu mai ajută cu oameni. Îți atenți că s-au instalat atâtea stații. De telefonie mobilă, nu? Și plus temperaturile astea sufocante. Adică am susținut tăcerea cât am fost în activitate. Da, dar așa cum e o activitate frumoasă acasă, să-i aveți în curte, mai mergeți la ei. Am păcat de multe 50 de ani, nu mă trebuie. Deci, după ce am întâlnit activitatea, nu mai poți să puteți din pensie. Da, da, e altceva, aveți dreptate, alte venituri. Așa e, așa e. Și în colombofilie, dacă ai posibilitatea să existești, să fii serios. Rezultate? Șchiopătează. Mai șchiopătează, așa, da. Mă bucur mult că am stat de vorbă cu dumneavoastră. Uite, poate într-o zi, prin intermediul domnului Bârligea, dacă vă cunoaște și știe unde locuiți. Nu cred, dar găsim noi pe cineva care să vă știe locația. Poate după în perioada în care ne porlesc porumbei și a dat altfel. Facem o mică vizită și vă filmăm păsările. Mai stăm și mai dezvăluim amintiri columbofile din tinerețe. Dar să mă sune... Da. Sigur, înainte cu săptămână, două. Nu, cu o zi, nu. Sigur. Programul se derulează, nu? Atunci cu o zi înainte, dacă este. Cu o zi înainte. Și vă vizităm cu cea mai mare plăcere. Mi-ar face plăcere să mai stăm de vorbă. Până atunci vă doresc toate cele bune, multă sănătate. Și să vă văd de aici înainte cât mai mulți ani aici la etapele de concurs, da? Și eu m-aș bucura. Și eu m-aș bucura. Am spus lui Gigel să schimbe rupă. Da, am înțeles că pentru la anul i-am calculat și altă variantă. Nu mai merg. Am mâncat prea mulți porumbei. Zic, Gigele, dacă ții la tine și cum să zic, rezultatele care le-ai avut până acum, ai făcut ceva. Vă te compromis.
Da. Dispare. Ai găsit ceva bun de aia? Se ducă în altă parte. Uite, sunt aceea cu geluță. Da. E socul meu. Vă mulțumesc mult încă o dată, domnule. Și stimă, toate cele bune vă doresc.